sunt singur. Soția a murit atunci când a fost cu COVID-ul de 3 ani de zile și asta mă întristează cel mai mult. Este singurătatea o boală grea? E foarte grea de dus, chiar dacă ești activ, când te retragi în cuibul tău acasă și special seara, te năpădesc amintirile și e grea singurătatea. Mitică a căzut în ghearele depresiei după ce soția lui a murit în mijlocul pandemiei de coronavirus. După șocul pe care l-a avut de înfruntat când și-a văzut soția închisă într-un sac negru, nopțile grele de singurătate l-au pus la pământ pe timișorean. A fost mutată la ATI fără consimțământul nostru, fără nimic. Nu ne-a fost frică, că am zis că dacă o luăm acasă, ce se întâmplă? Și ne-au spus că, păi, da, îți luați ultima șansă de viață. Și atunci am zis că hai să o lăsăm acolo, că e sub supravegherea medicilor, dar nu, cred că datorită greșelilor care s-au făcut atunci și felul în care au fost tratați atunci bolnavii de COVID, i-au dus pe mulți la sfârșitul vieții. Așa de negri, de nailon, fără să o vedem, fără nimica. Mitică recunoaște că a fost lovit de depresie după moartea fulgerătoare a soției sale. Deși are copii, aceștia sunt ocupați, spune timișoreanul, și foarte rar îi deschid ușa. Am făcut chiar și depresie după un an de zile. În anul în care a murit nu am avut nimica, am dus pe picioare cum trebuie, dar în al doilea an tot așteptam să vin acasă, să vin acasă. Na, floarea mea nu mai vine, așa o chema. Și atunci am intrat în depresie, din care am ieșit cu ajutorul copiilor, cu ajutorul medicamentelor. Am ieșit și acum mulțumim la Dumnezeu. Că... Cum s-a manifestat depresia în cazul dumneavoastră? În cazul meu nu mai vroiam să iau legătura cu nimeni. Dacă era posibil să stau în casă, acolo, între patru pereți, să mă gândesc, să plâng, să... Așa s-a manifestat. Durerea pierderii soției sale nu o va putea șterge nimeni niciodată. Încă Mitică nu poate înțelege de ce a trebuit ca relația lor atât de frumoasă să se sfârșească așa.